Bună, dragilor, sunt Aștar. Vin în această zi către voi cu mare bucurie pentru a vă anunța lucruri noi. Navele noastre se apropie de voi din ce în ce mai mult. Energiile pe pământ s-au intensificat atât de tare încât foarte mulți dintre voi aveți tot felul de simptome. Vin în această zi pentru a vă ruga să vă rupeți din timpul vostru măcar 10 minute în fiecare zi pentru a respira și a vă bucura. Rupeți-vă câteva minute din timpul vostru zilnic pentru a face o pauză în care să faceți chiar și numai câteva minute ceva care vă place și vă bucură inima. Nu puteți accesa o nouă frecvență dacă nu sunteți relaxați, bucuroși și recunoscători, fie chiar și pentru câteva minute. Foarte mulți dintre voi, în urma accentuării și intensificării energiilor care au venit în ultimele zile pe pământ, se vor simți nu numai diferit, dar unii dintre voi vor începe să vadă, vor începe să zărească tot felul de umbre, tot felul de lumini. Alții vor experimenta momente de bucurie care parcă n-au nicio legătură cu viața lor prezentă. Momente care apar de undeva din neant și care vă umplu sufletul de bucurie, vă fac să zâmbiți. Durează câteva momente, după care reveniți la viața de zi cu zi. Asta înseamnă accesarea unei noi frecvențe. Asta înseamnă că sunteți pe drumul cel bun și așa vă ajutați pe voi, pe semenii voștri și pe Mama Pământ. Vin pentru a vă anunța modificarea stărilor voastre. Vin pentru a vă anunța că foarte mulți dintre voi veți avea, în afară de acele stări de bucurie, care nu contează cât vor dura, un minut, două, trei, cinci, de fapt, în acele stări voi veți accesa o nouă conștiință. O nouă conștiință pentru a o ajuta pe Mama Pământ. Este foarte posibil să începeți să simțiți ceea ce simt cei cu care vă întâlniți. Mici secvențe. În afară de faptul că începeți să zăriți lucruri, să zăriți lumini, veți ajunge la concluzia că undeva faceți lucrurile mai ușor, că viața este puțin mai ușoară și parcă mai frumoasă. Încă o dovadă a accesării unei noi conștiințe, a unei noi frecvențe. Sunt convins că îmi veți spune da, dar suntem obosiți. Experimentăm simptome de amețeală,
de greață, de neliniște, de disperare. Iar eu vă voi spune: bucurați-vă. Este modul prin care ardeți tot ceea ce a fost în trecut sau în alte vieți și începeți să urcați. Începeți să accesați o nouă conștiință, o nouă frecvență care vă va face viața mai ușoară și mai frumoasă. Aveți încredere în ceea ce simțiți, dar încă o dată vă rog, faceți acea pauză zilnică în care să aveți grijă de voi, să vă bucurați, fie pentru câteva momente, și să vă conectați în acest fel și cu Mama Pământ și cu Tatăl Ceresc pentru a rula astfel energiile și pentru a activa noile coduri care coboară acum pe pământ. Cei care aveți copii, veți vedea lucruri foarte interesante și foarte frumoase la copiii voștri. O comunicare specială, și vorbesc acum despre bebeluși, pe care n-ați mai simțit-o până acum. Sunt lucruri pe care bebelușii voștri le vor transmite prin intermediul luminii, iar voi le veți simți și veți fi foarte bucuroși ca părinți și foarte recunoscători. Este momentul să începeți să vedeți și de cealaltă parte a vărului. Este momentul apariției foarte multor sincronicități în viața voastră. Sincronicități care vă vor spune de fapt că o nouă conștiință este deja înființată pe pământ. Că noul pământ este aproape apărut și vi se va arăta cu certitudinea pe care voi toți o doriți. Acest nou pământ vi se va arăta prin bucuria pe care o veți simți, prin ușurința vieții, prin bunătatea care va curge din gândurile voastre către ceilalți semeni ai voștri. Până la sfârșitul anului va fi o perioadă încărcată. Veți experimenta tot felul de stări. Stări de la agitație, disperare, neliniște, până la bucurie. O bucurie pe care n-ați mai simțit-o până acum. Nu vă îngrijorați. Nici o stare nu înseamnă boală, nici bucuria, nici starea de epuizare. Fiecare are o însemnătate și de fapt reprezintă accesarea unei noi conștiințe. Vă las cu bine, ne vom întâlni curând.